Da, am primit mesaj de la... Hai să vedem, fraților, monumentul lui Euclid, 2017. 8 pietri cliva sculptate, aproximativ 900 ori 900 pe 120. Hai să vedem aici. Dacă tot suntem în zonă, v-am spus, vă arăt ceva, ci... Ah, da, bă, uite, ce fain. Da, și mai e și o din asta sculptată de om, desigur, originală, altfel nu se putea. Da, mă, uite, astea, pietrele astea. Și scrie ceva pe ele, une anu, a, dar scrie în engleză, nu mai mă chinui să mai... să mai citesc, oricum nici nu prea să cunoaște. Cam așa arată pietrele. Dar de ce le-au pus aici, nu știu, nu am idei. Asta e a patra, bine, nu le-am luat în ordine, ci drept. Și aici din nou, monumentul lui Euclid, Felipe Morai, Moro, punctul 1, este pentru ceea ce nu are părți. Linia este lungime fără lățime. Vedeți, scrie aici. 3. Extremitățile unei linii sunt punctate. 4. Dreapta este linie situată la față de toate punctele sale. Citiți voi aici, vă uitați, puneți pauză, vă documentați. Da. A, acolo o scris în română și aici scrie în engleză. Da, o scris traducerea. Eu nu mă chinui să... Știu și eu engleză, cât de cât, nu sunt bătut în cap, dar... Nu prea să mai înțelegi, și dacă nu înțelegi un cuvânt, nu te mai chinui să mai... Da, deci astea sunt pietrele lui Euclid. Ăștia sunt munții Nemira și asta e baza de Salvamont Montană, Slănic, Moldova. Cam atât cu monumentul lui Euclid. Mergem mai departe să mai vedem și... alte chestii.